Doamne, cât e de jegos bike-ul ăsta, trebuie să-l spăl numai decât astăzi. Mai trebuie să ton și benzină, că nu prea am. Acum mergem la primărie să depunem niște acte. Sper să-mi ajungă până acolo. Adică trebuie să-mi ajungă până acolo. Încă așteam niște muzică jazz. Păcat că nu pot să vă pun și vouă pentru că s-am probleme cu copyright-ul. Dar așa, vibe-ul meu de azi e jazz. Frumos afară, e bine. Nu e chiar foarte cald, dar e ok. Sunt în jur de 19 grade. Cum sunt eu acum îmbrăcat e perfect, doar că dacă mă opresc, doar că dacă mă opresc mi-e cald. De la un roșu mă duc la alt roșu. Pam 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 pam. Mi se pare mie sau el a trecut pe roșu. Dacă la mine e verde, la dânsul e roșu. Aia am simțit-o bine. Și aici ne parcăm. Sperând că ăștia n-a să iasă înaintea mea și n-a să-mi dăie bike-ul pe jos. Și trecem și noi ilegal, ca toată lumea. Tam, tam, tam. Всё, здесь оно вам маратник. Дам фрумус в спаде. Шням порнит. Крека вы знаете, что каска цапас пи бофе, что вот я вам пиксы деформяза. Căștile pe cap, merg singur pe drum. Dum, 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 dum. Și-ai vrea ca cineva să fie lângă tine acum. Dum, 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 dum. Da, și... Băi, și de frumoasă e. Zici că e moțcul meu. Oh, ce locul meu aici? Sunt mulți care mă întreabă de ce mă bag fix în fața coloanei, fix lângă semafor.
Și răspunsul nu e că anume vreau eu să fiu primul și să plec mai repede, că cu toate că și acest motiv este veridic, mai există un foarte bun motiv pentru care a nu sta în coloană la rând când ești cu motocicleta. Și o să pun un video și o să înțelegeți despre ce e vorba.